se fumo os bilas. Să-i pun și Leuștean. Trebuia să te duci și tu cu ei. De ce nu te-ai dus? Tași-mă, femeie. E bună coliva. În ce clasă ești tu, măi, Titi? Nu vrei să vorbești cu mine? Titi, în ce clasă ești? Nu mă cheamă Titi, mă cheamă Titus Matei! Somă? Și dacă eu vreau să-ți spun ție, Titi, că așa îmi place mie să-ți spun, tu te superi pe mine? Hmm? Ceva, mami? Ciorba-i gata? Acu și gata și pilaful? Unde-i piperul? Uite că l-am adus. Bravo! Mă apuc să fac aperitivele? De așa trăiesc eu cu el de ani de zile. Așa se culcă, așa se scoală. Zici că îl țin toată ziua cu picioarele în apă rece. De ce mai venit? Dumnezeu știe, moș nebun. Mă apuc să fac aperitivele? Sigur că da, scoate farfuriile. Da? Mezelul să-l tai ultimul. Tai brânza, roșiile. Ce mai aveți? Păi, salată de igre și... Ajunge. Nu mai știu. Da? Ajunge. Bine. Îmbracă-te și hai. Ce puneți pe farfurii? Cum adică? Pe farfuriile pentru împărțit. Apoi am luat niște pulpe, prăjim niște pulpe, nu? Foarte bine, foarte bine, am să le prăjesc eu. Și alături? Garnitura, trebuie și garnitura. Hai că punem tot pilaf, că am făcut destul. O felie de cozonac, cu olivă. N-ați luat farfurii din alea mare? Nu, potrivite. Bun, bravo. Mami, mă iau cu olivă. Nu mă cheamă Titi, mă cheamă Titus Matei. Titi? Du-te afară să te joci mai bine, nu? Lasă-l să stea aici, că nu ne deranjează. Iau cu olivă. Mama, nu mai primește, doar burta după aia. Hai, du-te, hai. Seamănă neamul lor, căpoși. Da. De ce nu dai cu olivă? Dar tu a cui nevastă ești? Ăla e mai mare, nu? Ștefan. Da, Ștefan. O fi măturat cineva curtea azi? E curat. Am uitat fereastra deschisă. Păi n-au rămas ăștia acasă. E și Magda. E frig, hai înăuntru. Să aranjezi și tu scaunele alea la masă. Bine. Cum să le aranjez? De jur împrejurul mesii, Ștefan. Se poate și altfel? M-am gândit că e vreun aranjament mai special. Nu e.
să bine. Stai bun la friptură. Stai cimbă. Să știi. A venit și tati? A venit. Du-te, du-te. Ce pulpe frumoase. Astea din alea americane, nu? Ungurești. Ungurești? Aha. Vezi? Crești găina în curte, poți să-i bagi și azot pe cioc. Nu se face așa. E drept că nu mai are același gust, asta așa e, dar cine mai observă în ziua de azi? Ce mai e ca înainte? Așa. Vine cineva la noi? Vine. Cine? Niște oameni. Îi cunosc? Nu. Ați terminat acolo? Am adus-o pe mama mai devreme. Roșia, cartoful, ardelul, castravetele. Magdalena, dacă le mănânci, toate au același gust. Parcă mănânci făină. Fetelor, duceți numai antreurile. Deocamdată atâta. Și paharele și tacămurile. Hai, ciorba e gata, pilaful e gata. Până vine lumea, eu prăjesc pulpele astea. Stați liniștite. Fac tot, tot. Tati! Unde ai fost? Am avut puțină treabă. Ce treabă? Titus, gata, încetează. Dacă nu îmi zici, gata, zici nu... Aici. Gata. Hai, gata. Titus, gata, încetează. Mami, vine să stai cineva la noi? Da. De ce? Ca să mănânci. De ce? Astăzi mănâncă la noi. Ia du-te tu de aici. Unde? Du-te și joacă-te în altă parte. Nu vreau. Ia vino-mi face. Titus, cu cine vorbești? Că vino-mi face, am zis. Păi tu nu-l vezi cum face? Vino-mă în face, am zis. Ștefan, lasă-l în pace. Hai să vedem ce face Tanti Aneta la bucătărie. Haide. Tanti Aneta e o proastă! Hai. Du-l odată. Hai să-l culc, au obosit. Nu vreau! De ce te enervezi așa? Tu nu vezi cum vorbește și că-i tâmpit. E copil. O să se schimbe. Așa erai și tu. Cu cine crezi că seamănă? Ia uite. Asta trebuie să o sfințească părintele. Prima o sfințește. Înainte să se așeze lumea la masă. Cântă și veșnica pomenire. Părintele face vrerea Domnului, care este după voința omului. Hai că mă duc să le aduc și pe celelalți. Vezi ce frumoase sunt. Dar tu ce stai așa, ca buhaiul? Mai ai dragul? Tu nu vezi? Parcă am fi timpul să mergem și noi. Unde să mergem? Acasă, pierdem trenul. De ce atâta zor?
Alte trenuri nu mai sunt? Mai sunt. Ferească Dumnezeu. Ce ți s-a năzărit așa dintr-o dată? Păi, ce să mai facem aici? Am venit, am făcut ce era de făcut, hai acasă. Și atunci de ce am mai venit? Ca să ne știm pe drumuri? Hai odată. Păi tu nu vezi că ei au nevoie de ajutor, că se dau cap în cap? Sunt mort să se descurce. Numai ura ai în tine. Uite-i carnetul de partid. Nu l-a aruncat. Măi, Dorule, ce vrei tu să demonstrezi cu asta acum? Toți am fost comuniști până la urmă, pentru că nu s-a putut altfel. Da. Până la urmă, toți am fost comuniști adevărat, dar nu la toți ne-a părut bine. 10 ani am stat închis din cauza lui. 10 ani, mi-am mâncat 10 ani din viață. 10 ani, nu câteva ore, nu o lună, 10 ani. Lasă că are Dumnezeu grijă de el. Lasă. A vrut să vină aici la oraș. Să se facă domn, nu i-a păsat restul. Știu, dar a trecut. Și copiii ăștia ce vină au? Ce mă stă, calumă? Se cam bățe, da. Ia dă-te la poate, lasă-mă bine. Nu mai e nevoie, am fixat-o, gata. Mai ai ceva de făcut? V-a jucat ceva? E, ce-ai pus tu aici? Așa se face. Nu, am terminat. Mă duc în magazin să iau o șepculeță. Să ajung calumea, să ne iasă. De ce-ai pus șervețelele astea? Sunt prea colorate? Erau prin casă. Am luat eu șervețele? Sunt în sertar la bucătărie. Să le schimb? Hai mă, termină și tu. Sunt foarte bune ce au. Lasă-le așa. Sunt cu Moș Crăciun, nu vezi? Îți sare în ochi de cum intri. Zici și tu, Sorin. Sunt ok. Sunt frumoase, e adevărat. Nu prea se potrivesc. Cu ce nu se potrivesc? Sunt cam roșii. Nu, doar Moș Crăciun e roșu. Dar ce, ar trebui să fie negre? Nu, nu. Dar nici chiar așa. Faceți ce vreți. E bine atunci, lasă-le. Mă, nu, de ce schimbă lui Catrina dacă ai luat altele mai bune? De-ale încolo sunt bune și astea. Ia să vedem dacă e bună asta. Ștefane, du-te până la magazin și vezi că sunt unele mai subțiri. Bagă-i cârtirea acolo și dacă iese? Nu iese. Să ești sigur? Dacă iese, iese acum, Ana. Dacă tot faci o treabă, fă-o ca lumea, eu așa știu. Să-ți că mă duc. A dormit? Era agitat, așa face el. Unde l-ai culcat? La voi, în dormitor, dar am închis ușa. Și noi ce facem acum? Așteptăm să vină lumea. Pe cine ai chemat? Pe cine a vrut să vină? Leonard? Ajunge mai târziu. Are filmare, așa mi-a zis. Ai vorbit cu el? Am vorbit cu el, da. E, ca filmarea asta e. Vine și el când poate.
Măcar de-ar face o brânză acolo, dar m-aș mira. Păi nu l-ai văzut la televizor? Are succes, e talentat. Nu de talente îl plâng eu. Talente are el mai multe. Mie mi-a plăcut. Vă nu v-a plăcut? Mi-a văzut să fie bunul? Păi stai să vedem. De unde vreți să știu. Dar nu sunt ghicitoare. Ia. Sorina, ia pune mâna. Vreți să-i mai buție? Ce? Ha? Ați văzut? Altă gâscă în altă traistă. Dacă lăsam așa cum făcuse Ștefan, îmi dădeam cu roțile în sus, de mai vedeam și ce ascunde popa sub patrafir. Doctor, nu stătea pe masă. Ei, zic și eu. Câți oameni vin? Câți ori vin? Și dacă vin mai mulți decât scaune, avem ce facem? Dacă vin mai mulți, vin mai mulți. Asta e, dar nu se dăm afară. Da, nu cred. Păi ce să mai facem? Dar ce-i cu voi? E, bravo, v-ați așezat la masă. Dar băutura când o scoateți? Sau le dați întâi să mănânce și când li s-o face sete, îi trimiteți acasă ca să bea apă. Da, da, noi plecăm. Unde vă duceți? La gară, să prindem trenul, că e drumul lung. Cum să plecați? Nu rămâneți aici? Măcar la masă. Avem treabă și am lăsat toate alea așa acasă. Gata, gata. N-am venit să stăm. Gata, la revedere și... Dumnezeu să-l ierte. Dumnezeu să-l ierte. Dar totuși nu stați la masă. Lasă că n-am pus prea mult zahăr în colivă, dar e bună, e bună. Hai, la revedere. La revedere. Și Dumnezeu să-l ierte. Dumnezeu să-l ierte. Uite că a început să vină lumea. Să-l spun la părinte. Bună ziua, părinte, poftiți. Am crezut că a adormit. Știi că el mai adormea uneori în leagăn. Ți-am vorbit cu el înainte. Se simțea bine. Adică nu părea că are de gând să... De unde era să știi? Nu știu ce mi-a venit. Cu câteva zile înainte avea alte planuri. Era bolnav? Tu nu știi, Sorine. A fost cu ea aici. Ce? Iubire mare. Nu vezi în fiecare zi. Romeo și Julieta. Avea ceva la inimă? Că eu n-am știut. De ce v-ați înghesuit toți aici? La unde să ne ducem? Vin mai? Da, uite aici. Mai dă o sticlă, două la masă, că văd că le place. Părintele a mâncat tot. Și dascălul la fel. Dar ce bine îmi pare că mănâncă popa la noi, țopă-i. Vasile. Dar mai dă rămasa în cur și pe el și pe... Tati. Acum nu mai poți să tragi un sughiț, că vine popa să ți-l descânt. Mulțumesc că m-ai chemat. Oh. Dumnezeu să-l ierte. Dumnezeu să-l ierte, da. Toți mergem acolo. Da. Că vrem... Nu. Ce să facem? Asta e. Asta e. Asta e. Ce poți să faci? Nimic. Eu n-am nevoie de popă ca să cred în Dumnezeu. Eu cred direct, fără agenți de circulație care să-mi arate mie drumul. Să n-o lua pe aici, n-o lua pe acolo. Crezi în Dumnezeu sau nu crezi? Pur și simplu. Ce mai bine să crezi? N-avea dreptate tata? Bă, dacă de mii de ani pe lumea asta, lumea crede în Dumnezeu și oameni deștepți printre ei,
Nu așa ca noi. Filozofi, doctori, vorba aia, oameni cu carte. Păi de ce să ne îndoim noi? E că ce, noi suntem mai deștepți, nu? Suntem noi mai deștepți decât Aristotel? Păi Aristotel nu prea crede. Mă rog, vreau să spun. Nu el, dar mai erau și alții. Erau Platon, Hephaistos, cum le zice. Și mai încoace, n-au fost atâția oameni deștepți pe lumea asta? Bine, mă, tată. Cine a inventat preotul? E, acum. Biserica, nu? Și biserica ce e? Ce e? E un organ de represiune care... care face ce vrea cu noi. Păi pe asta se bazează, pe frica de Dumnezeu. Că nouă la toți ne frică de Dumnezeu. Și mie, nu zic nu. Dar una zice Dumnezeu și alta face biserica. Biserica e un serelevă. Așa e, tata, cum zici tu. Păi, cât face o lumânare? 500 de lei? Maxim o 1000, nu? Ei de ce nu dau cu 2000? De ce? Poți să răspunzi tu la întrebarea asta? Ce zice popa în biserică? Să trăiți cu frica lui Dumnezeu? Păi eu trăiesc cu frica lui Dumnezeu, dar alții nu. Și eu mănânc margarină cu pâine și ăștia copane prăjite. Păi e frumos? Nu e frumos. Zi, mă, Sorin, nu-i așa? Eu mă duc să mă ajut pe dincolo, că văd că au început să strângă. Mă, ce mă fac eu cu băiatul ăsta? Îl lași în pace. Dar îl las. Am zis ceva? Tu ai fost aici. Am vândut casa. Da? Știi că aveam un apartament cu două camere și... dacă lor le e mai bine așa, am zis să le ajut. Și unde stai acum? La azil. Am vândut casa, am împărțit totul în două, jumătate, jumătate. Și acum am liniște. A doua zi după asta nu mai m-a căutat niciuna. Îmi pare rău. Nu, lasă că e mai bine așa, ascultă-mă pe mine. La azil să știi că nu este prea rău. Avem un program așa de frumos. Sâmbăta și duminica eu cânt și este cineva care are și un acordeon și am mai găsit pe cineva cu o vioară. Iar acum o doamnă învață să cânte la orgă. I-au trimis copiii o orgă. Ea a cântat în tinerețe, dar n-a mai practicat și... cântăm mai mult cât de ce bisericești. Dar și de petrecere. Ne îngăduim unii pe alții. Ce să zic? Spor la treabă. Eu nu mă plâng. Și sănătate. Că uite, sănătatea e mai importantă decât orice. Și zi. Ce să zic? Cum e? La fel. Ce faci? Ce-i de gând? Deocamdată nimic. Paul? Paul.
divorțat Victor de aia. Și te împaci cu el? Tu te întorci acasă? Ce am înnebunit? Ăștia au mai zis ceva? Ei vor să vii acasă. Ți-au zis ție? Da, cam asta e ideea. Dar noi nu mâncăm nimic? Vouă nu vă e foame? Ba da. Ai făcut bine că ai venit. Tu l-ai chemat? Mamă. Ștefan a insistat să vin. Te-am rugat. Veneam oricum. A ieșit bine până la urmă. Ai vorbit și tu cu Sorin? Vorbește și tu cu el. Ai fost aici? Am vorbit de mă doare gura. Mi-e foame. Fă-te-i mama, mă, să nu mai avem. Mă scol pe mâine. Împinge tare. Împinge-o. S-a închis? Da. S-a închis? Da. Trebuie reparată și ușa asta. Trebuie luată de aici, de jos, cu ceva, colindeacă. S-a lăsat și agață aici. De-aia nu se închide bine. Așa e bine făcută, dar balamale sunt vechi. Nici clanța asta nu se mai închide bine. Și tu cum te descurci? Bine. N-ai nevoie de nimic? Acum, dacă sunt atâtea camere libere, mă gândeam că, să zic, dacă n-ai nimic împotrivă și dacă vrei... Hai să mâncăm. Adică să nu rămână casa acolo. Și unchiul Doru ăsta zici că era un burac. Ai, săracu. Nu degeaba arată el așa. Ce viață a avut, ferească Dumnezeu. Hai, mâncați acolo ăștia ce-ți din gură. Să mă iei de acasă. Păi ăsta-l iubește soacra. Ai venit la țagmă. Da. Păi, dar ce dobitoci pot fi unii. Cine te-a supărat, mai rătosule? Șoferul meu. I-am zis adresa și dacă nu m-am învârtit de m-am zăpăcit. Nu, gata. Trebuie să-mi iau mașină, altfel nu mai scap de toți imbecilii ăștia. Sunt frânt, vezi. Gata cu ce era de făcut? Dumnezeu să-l ierte. Asta venea toată treaba. Cum adică ești frânt, mă? M-am trezit de la 4 dimineața. Și? Și. Fugi la mașină la boul ăsta, după aia la machiaj, la costume, ne-am băut cafeaua pe viteză, am filmat la ieșirea din oraș. Păi aici pe secvență am tras azi. Monologe. M-au rupt aia. Uite, nici n-am reușit să mă demachez, că am venit direct în coace. Dar ce foame mi-a. Dar ce șervețele-s astea? Lucrezi de câteva săptămâni și ai obosit? Păi da. Și mie seara. Oare când te știu eu, cred că e prima oară când faci tu ceva. Dacă știam că e atât alergătură, nici nu mă băgam. Cum adică? E căcănărie mare, mă.
Toți sunt varză, Hanu. Eu mai stau așa puțin să văd care e treaba. Și dacă nu-mi place, măcar. Dar banii sunt buni? Nu zic că încep să plânge. Se câștigă bine. Muncă multă, dar banii sunt ok. Serialul e mai comercial, așa ați văzut și voi. Nu e ce-aș fi vrut eu, dar... De ce ai fi vrut? Să stea să se scobească în nas. Și să mai și câștige niște bani ok din treaba asta, nu? Zi-mă. Ce? E vreo problemă că n-am înțeles. La voi v-ați vorbit sau ce? Tot ce am vrut eu să vă spun e asta. E greu de făcut ce fac eu. Atât. Adică nu e deloc ușor. Dar să faci poduri și case e ușor? Nu se compară. De ce nu se compară? Că și eu tot pentru... Ce faci tu? Sau tu muncești pentru altceva? Mă, de balastru, de pietriși vorbim aici. Hai, las-o, tata, că e mai rafinată treaba. Eu știu că orice meserie e frumoasă dacă îți place să muncești. Hai că ai zis-o. Dar ce are una cu alta? Nu ce bune pilaful ăsta. Cine l-a făcut? Nu asta ai vrut să faci, mă? Nu ți-ai ales tu să faci asta? Eu și-am ales că doar nu l-a obligat nimeni. Nu era mai bine să le iau cu mine pe șantier? Știi cum îi scoteam eu gărgăunii din cap? Dar care e chestia? Ce-am făcut, că nu pricep? V-am zis și eu așa, vă da. Tati, îndești mie colivă. Pe asta vreme cât câștigi niște bani de aici și faci și meseria care îți place, nu înțeleg ce nu e regulă. E mai complicat. Și acum chiar n-am un chef de vorbărie. Mi-e foame. Fă un efort. Băi, Ștefane, eu nu pot să apar în toate prostiile. Mie mi-a plăcut. Tu nu te pricepi. Mie nu-mi place. Și pe urmă, așa a început lumea să mă arate cu degetul pe stradă. Și ce-i cu asta? Uite-l pe ăla care joacă în aia. Și ce-i cu asta? E obositor, mă. Ia uite ce-l obosește pe ăsta, mă, că-l arată lumea cu degetul pe stradă. Bă, dacă aveam un sac de ciment în spate, mai înțelegeam, dar așa... Și oricum, nu e în regulă. Ce tot vorbești acolo, mă? Ce nu e în regulă? Îmi stric imaginea. Acum ai înțeles? Dacă apară în producție de 2 lei, gata, s-a terminat. Mă compromit. Dar ce imagine ai tu, mă, de ție așa frică să nu-ți o strici? E mai bine să stea degeaba, să nu fac nimic. Ce vrei să spui? Ce imagine ai tu? Despre ce imagine vorbești tu? Despre tot ce am făcut de până acum. Dar ce ai făcut tu până acum? Profesional? Profesional. Păi n-am făcut nimic important. Încă. Dar o să încep să fac la un moment dat. Când? Când mi-a venit și mie rândul. Și când îți vine ție rândul? Dar eu de unde vreți să știu când îmi vine rândul? Dacă mai fac multe căcaturi din astea, nu mai vine niciodată. Ce mai faci, Sorina? Bine. Și Paul, de ce n-are? N-a putut. Dar ce te interesează, mă? Așa am vrut să știu. Eram curios. Da? Tu ai chef de ceartă? Crezi că nu înțeleg ce vrei să spui? Ce vreau să spun? Că sunt un nimeni, nu? Sau ce? Mhm. Și în afară de asta ai început deja să faci fițe. E comercial, ăia sunt niște boi. Bine că ești tu deștept, mă. Și te-ai îmbrăcat așa ca un papițoi, nu știi că vii la pomană? Dar nu am avut timp să mă schimb. Vin de la filmare, n-ai auzit? Adică eu stau ție bani lună de lună până te pui și tu pe picioare și tu îmi spui mie acum că e un căcat ce faci? Dar pe cine crezi tu că interesează, mă? Hai, mă, lasă. Mie cine îmi dă? Dacă eu am nevoie de bani, mie cine îmi dă, mă?
Când începi să dai înapoi ce ai primit? Îmi scoți ochii acum. Vrei să-ți dau banii înapoi? 1000. Poți să-i dai lui Sorin, de exemplu, care are nevoie. Tu ai nevoie de bani, mă? Nu. Vezi? Eu zic să te mai abții. Nu ești tu în măsură să vorbești despre alții. Nici tu nu ești perfect. Nu sunt, nu. Așa că lasă. Nici cu tine nu-mi e rușine. Te refer la Ana. Cine e Ana? Nu cunosc. Vezi, Ștefan, cine-i fratul? Zise zâna zorilor. Păi tu ești un mare nesimțit și un porc. Mami, de ce vorbești urât? Am greșit, iartă-mă. Chiar astăzi v-ați găsit și voi? Mama, stai! Mama! Asta a fost așa, ca să nu ne ieșim din mână, nu? Te mai băga așa, că era să te lovesc cu poarta. Ce faci? Ce-i aici? Ce să fac ca să mă ierți? Să stau în față. Nu pot să stau, mamă, în față, n-ai voie. Atunci să claxonez. Claxonez. De rablagit, mi-a dat cu hainele în cap. Că ce crezi tu, că eu sunt ultimul pârlit? Că dacă ți-am cerut vreodată bani de o țigară, pentru că n-aveam chef să mă duc până acasă să-mi iau. N-ai un borcan gol pe aici? Deci sparg așa la baie dacă mai iau. Desface și voi o sticlă de vin. Inima, de ce nu vrei să îmbătrânești? Demeți cu acelea vechi povești. Hai să mâncăm!